Salutare tuturor, sunt eu, Derek, și bine v-am regăsit la un episod din Jurassic Park Builder. Astăzi, oameni buni, avem un tiranosaur de scos de la hatch. Am ținut asta minte mai bine decât numele meu. Apropo, care era numele meu? Cui pasă? Hai să colectăm chestiile astea de mailbox. Ok, n-au fost prea multe. Ce asta, oferta la Dinobug și chestii. Hai să deschidem și mystery pack-ul. Aparent o să fie asta o tradiție și în Jurassic Park Builder, nu știu ce se vede aici. Ok, bănuți, mâncărică și niște fangs. Bun, drăguț, hai să colectăm și de aici, de la Harbor. Mâncărică bună pentru dinozauri micuți. Ok, colectăm chestiile astea. Foarte mulți bănuți, fraților. Ok, mi-am adus și aminte, o misiune. Mi-am adus și aminte de seria asta, frate, adică vreau să o postez acum câteva zile, mai devreme episodul ăsta, dar m-am gândit să fac un episod de Paladins. După aia a apărut turneul la Jurassic World The Game și am cam uitat puțin episodul ăsta, trebuia să apară mai devreme orice caz, da? În fine. Build 15 roads, uite de ce am făcut asta, frate, e super simplă misiunea asta. 15 roads, ia să de 1, 2, 3, 4, le punem YOLO că uite avem acolo un counter de la. Gata misiunea aia, adă bănuții încoa că avem nevoie. Altă misiune. Activate the crops harbor for time. Ai de pui mei, ai din aur făcusem. Oameni buni, aduceți-mi aminte, în Jurassic Park Builder, înainte să încep să activez sau să colectez bănuți de la dinozauri sau să activez harbor-urile alea, aduceți-mi aminte să mă uit la misiuni, că uite ce se întâmplă. Nici măcar nu mai are rost să mă uit la alea alte. Fierar. Acum trebuie să curăț asta aici, nu? Ok, va trebui să fac curat. Eu am făcut mizerie, eu fac curat. Șosele erosite. Ok, am făcut și curățenie. Hai să continuăm colectatul de coins. Bun, ia să vedem. Aparent s-a mai completat ceva acolo. Ok, și la carnivorile astea foarte gălăgioase, frate. Om, ce gur mari pe ei, frate. Liniște, mă, acolo. Ce am mai completat? Am completat chestia asta. Feed herbivores 10 time. Asta hrănim un herbivor de 10 ori. Una, două, trei, 5. Una, două, trei, 4, 5. Gata. Și a mai rămas chestia asta de activat. Da, asta o să fie o problemă. Ok, acum să ne pregătim, oameni buni, pregătiți-vă. Avem un T-Rex de scos de la hatch. Asta e zoom-ul, da? Bună, Indominus! Mamă, cât amagură are, frate. Indominus în Jurassic Park Builder e mult mai accurate decât aia din Jurassic World Game. Trebuie să admit chestia asta, chiar dacă arată el mai nașpa. Și aici este frumusețea noastră, oameni buni. Rexy, tiranozaurul, măreața regină sau rege sau ce naiba. Tiranul, șopâna tiran rege, este aici! Tyrant Lizard is the meaning of the name Tyrannosaurus. Tiranosaurus înseamnă șopâna tiran și dacă mai pui și Rex care înseamnă rege, șopâna tiran rege. Ce alte descrieri, ce alte informații să vă mai dau despre dinozaurul ăsta, frate, fiindcă toată lumea cunoaște pe T-Rex, regele dinozaurilor. Uite cât de drăguț e! Ca un micuț puiuț! Oh my god, trebuie să mai aud asta odată. Ai, frate, uite cât am cap oare. Ok, de ajuns. Oi, frate, și mănâncă destul de mult. Pentru nivelul 1 mănâncă destul de mult. Dar hai să hrănim, fraților. Hai să-i dăm ceva de mâncare. Niam. Niam. Ok, nivel 5. Pregătiți-vă, o să-l facem curând. O să fie adult. O să crească în câteva clipe, dinozaurii ăștia cresc în Jurassic Park Builder mai repede decât puia de găină modificat genetic în laboratoare, ca să avem noi pulpe de pui, aripioare și alte chestii pe masă de sărbători și ce mai mâncăm noi în fiecare zi. Uitați că am zis chestia asta, viața merge înainte, viața e fericită. Yay! Și... boom! Holy mother of God! Battle ready! Ia ascultați asta! E, ăsta tarăg ne dă T-Rex original din Jurassic Park, frate. Și are și sculoarea, ce e sculoare? Are și culoarea specifică din primul film din Jurassic Park, frate, uite cât de bine arată. Nu e cel mai reușit model de T-Rex, dar arată cât de cât ok. S-o hrănesc până la nivel 10? Hai să încercăm să o facem de nivel 10, sigur merge să o facem de nivel 10, avem destul de mâncare și boom! Holy mother of God, ăsta da tiranozaur în forță. Ok, ce asta? Avem ceva din aici, pe care nici măcar am început să-l decodific. Aparent merge destul de bine, hai să dăm până dă fail. Ia să dăm, fail. No, aparent nu vrea să dea fail, vrea să stea mai mult în episod acest ciofiel.
Na, ok, gata, am încheiat-o, nu mai. Tăiați, cut. Apropo, ce dinozaur mai avem noi de deblocat? Ok, nu avem teranodoni încă. O să avem și pe ăștia vreodată. Ia, de mai avem tiranozaur, uite ce frumos. Ok, avem specii noi, avem trodon, avem uranosaur, avem suficient bani când să-i cumpărăm și încă, holy mother of god, una, două, trei, patru ambre de descoperit. Ne apropiem de ultimii dinozauri, fraților. Ăla e dinosaurul ultimul acolo. Sunt 100% sigur că ăla e dinosaurul. Penultimul, cred că e pachirionosaurul, din câte mi-aduc aminte. Parcă, nu mai mi-aduc aminte. Da, ne apropiem de ultimul dinozaur, oameni buni. Ok, mai trebuie decât o singură ambră. Ia să vedem dacă mai avem o expansiune ceva. Nu mai avem, dar putem să facem o expansiune și să găsim ultima fosilă. După care va trebui să ne extindem cu zona asta. Ia să mai avem, oh my god, mai avem o grămadă de extins. Și hai să colectăm astea din nou. Pium, pium, pium. Ce-mi place să colectez bănuții din joase cu arbilor, frate. Îmi trezesc atâtea amintiri. Hai să mergem în acvatic să vedem ce avem și aici. Poate avem ceva noutăți. Vreo creatură marină, nouă la ofertă sau habar nu am. N-am mai intrat în joc de când am făcut ultimul episod, practic. Care a fost ultimul episod? Mai mi-aduc aminte. Nu mai știu ce număr era ultimul episod. Frate, eu niciodată nu țin minte numărul episoadelor. Și de-aia trebuie, când de fiecare când fac thumbnail pentru episod sau când aplaudez un video, trebuie să intru înapoi pe canal și să caut ca nebun acolo, să văd care e ultimul episod, ia să vedem care a fost ultimul episod, despre ce a fost, cum a fost, toate cele. Da, sunt foarte profesional, știu. Dar cu pas de profesionalitate, suntem la început. E bine să facem greșeli, pentru că din greșeli învățăm. Dar oare când greșim, învățăm? Eu știu că niciodată nu învăț din greșelile mele, fraților. Deci niciodată nu învăț din greșelile mele. Nu învăț. Habar n-am. De multe ori le și repet. În acvatic am deschis cumva containerul ăsta. Cred că l-am deschis. Parcă... Da, l-am deschis. Sigur l-am deschis. 10.000 verdeață. Iarbă. Smoke weed everyday. Și acum parcă văd că mi-au copyright pe versurile astea de la Snoop Dogg. Ok, ia să vedem. Colectăm și de la animăluțele astea drăguțe. Oh my god, așa sunt gălăgioase. Liniște. Aș vrea să fac expansiuni în stânga și în dreapta, așa cum i-am propus. Dar prefer să mai strâng bănuți. Și cred că s-a încheiat și sezonul ăsta de turnee din Joați Power Builder. Ia să vedem câți bănuți am primit eu oare, câți Dinobox. De curiozitate așa. S-a resetat astea, da? Oh, ce asta? Last chance. Wow, abandon. Din punct de vedere ce eu nici măcar nu am un singur punct de ADN. Nu-mi pasă, frate. Nu s-a terminat turneul? Stai, cât mai are? Nu s-a terminat sezonul? Oh, mai are 10 zile, 4 ore. Frate, cât durează mă asta? O lună? Oh, uitați-vă la T-Rex! Uitați-vă la tiranozaur, e al treilea cel mai bun dinozaur al meu. Super! Păi, luând-o în considerare că avem un tiranozaur nou, avem un dinozaur nou, avem foarte mulți dinozauri puternici, avem și un turneu care costă 12 Dinobucks și eu am suficient Dinobucks când se intru match. Hai să ne încercăm noroc, oameni buni, băgăm toți banii în această luptă. Totul sau nimic este decisiva, oare va reuși T-Rex? Ei bine, am un T-Rex, am un Astrosaurus și am un Indominus Rex, deci nu văd care ar fi problema. Oh, și am și avantaj, atac primul, fiindcă sunt în partea dreaptă. Ok, acolo o să te păstrez pentru ultima rundă când o să lupți cu Indominus. Tocamdată o să folosesc aici Apatozaurul, probabil pe Stego și pe T-Rex. Deja avem 700 ferocitate, oponenții noștri o să fie rupți în bucățele micuțe. Nici ei nu sunt pristine. Ok, nici tu nici de acolo. Merge. Are dinozaur destul de bun, dar noi avem un Tyrannosaurus Rex de nivel 10, oameni buni, și cine se compară cu noi acum? Avem un T-Rex. Oh, și avem glitch-ul ăsta de textură. Habar n-am ce naibă asta, frate, e de la BlueStacks. Ok, greetings, hello. Hello. Niam. Am uitat că atac primul, stăteam ca prostul și mă uitam, așteptam să ataci el. Pardon, ia. Așteptam să mă ataci ea prima. Nu da tare că mă doare. Aoleo. Uite o chestie ciudată. Sucamaimus ăsta e atât de mare încât era să-mi elimine brontozaur dintr-o lovitură. Dar e atât de mare încât camera undeva la gât acolo, ai văzut? E gen capul lui peste cameră. Mușcă! Niam! Asta din cauza că, nu știu, spinozaurul e mai mare, frate, și totuși camera e în poziția corectă. Nu știu ce lasă că mai mult se așa
E mai jos decât ar trebui. Ok, nu e bună, brontozaurul e afară. Dar nu-i problemă, avem peste Stegway și o să ne ajute. Iam. Nope, n-a murit. Dacă nu mă înșel, Sucamaimusul ăsta e la prima evoluție. Deși, din câte țin eu minte, Sucamaimus la nivel 1, așa se zice, la nivel 10, arată cam cum îl vedeți voi acum. Dar cred că la prima evoluție, nu mai mi-aduc aminte, frate, dar când am... Deci, mi-aduc aminte, am avut Jurassic Park, frate, am avut o dată pe cont, toți dinozauri, am avut tot la nivel 40 maxim, în afară de astea noi, de dinozauri noi cum sunt eu, Plocefalul și ăștia, pe ăștia nu i-am avut, fiindcă mi-am resetat contul, frate, fiindcă am avut un bug nenorocit. Am avut probleme cu jocul, mi s-a resetat parcul odată, nu știți, vă, cine s-a apucat de Jurassic Park, bă, mai în zilele noastre de astăzi, acum mai acum un an sau doi, nu o să-și aduc aminte de bugul ăsta sau ce s-a întâmplat, incidente neplăcute din jocul ăsta. Când s-a lansat prima dată modul de turneu, frate, era o eroare de asta în joc în care dacă n-aveai grijă, de fapt n-aveai grijă, se întâmpla indiferent, frate, indiferent se întâmpla. Ok, T-Rex e aici, o să ne salveze pe toți. Dacă nu mă scalpează, frate, aoleu, nu ea bună, nu. Dar da, era bugul ăla, deci luptai în turneu și aveai șanse destul de mari să ți se reseteze unul din cele trei parcuri. E, și mie mi s-a resetat toată parcul, am pierdut tot ce am avut, am dat e-mail la Ludia și mi-au dat ei vreo 10.000 Dinobucks, nu mai mi-aduc aminte când mi-au dat, dar mi-au dat o grămadă bănet. Trebuia să dau cu un special, într-adevăr trebuia să dau cu un special. Nu da tare că mă doare. Dar ce de urmă am reușit să refac parcul și chiar mai mult. Ok, avem 3 puncte de blocks, avem tot ce trebuie ca să-l doborâm pe fraierul ăsta, pe fraierul ăsta. Ok, bagă bloc. Haide. Tiranozaurul nu mă dezamăgește, așa sunt toți banii noștri. Elimină-l, fă-l praf pe Alberto. Yeah! Oh my god, ăsta a dat special attack, frate. Ok, bloc, n-are ce să ne facă, avem suficiente puncte de box cât să-l batem. Cât s-o batem, frate, e o fată, de ce n-ai mai zic mereu el? Mă refer ca la un el, ok. Charge arată mișto, frate, Tiranozaurul ăsta are niște atacuri excelente, nemaipomenite. Cu excepția faptului că are capul puțin cam prea mare și atârnă la pământ așa, arată bine, îmi place. Știe că pierde, știe, ha ha ha, oh yeah. Oh yeah, victoria e a noastră, haide Rexy, fă-o, yeah. Nu, acum sper să mor, nu, ai frate, nu cred, nu. Cât noroc să ai. What? Cât noroc să ai, frate, nu vine să cred. A rămas cu puțin HP, ați văzut și voi. Frate, mi-ar plăcea să arate acolo un număr de HP, cât HP mai are individul, ca să știu de ce să mor de ciudă. Mamă, cât ghinion am avut, cât vulan a putut să aibă tipa aia. Oh, hai să ne necăm amar într-un battle stage ăsta, că nu mi-am Dinobucks. Nu mi-am Dinobucks să mai lupt la turneu odată, că aș mai fi luptat. Ioi. Avem ăsta care nu are 3 medalii încă și avem battle stage 30. Oare Indominus face față? Oare Indominus poate să bată un tiranozaur de nivel... Habar n-am ce nivel tiranozaurul ăsta. Știu că la 3 evoluție probabil. Și un carnotaur de nivel maxim. Ia să vedem. Ne încercăm norocul. Dacă și aici pierd, aparent și aici e pământul ciudat. Și aici avem o umbră ciudată. Un nor dubios a venit deasupra arenelor. T-Rex, bun. Nu-i la 2 evoluție asta. Mi se pare că are 2 stele. Cred că tiranozaurul ăsta are 2 stele. La 3 stele, când are 3 stele, are mai multe culori, pe are niște dungi negre, mi se pare, nu mai mi-aduc aminte. Ok, mușcă! Haide, Indominus! Frate, tiranozaurul ăsta îi face față lui Indominus. Bine, Indominus al nostru e și tânăr, e involuat. Și ăsta e carnotaurul de nivel maxim, oameni buni, de 3 stele. Ia să vedem, carnotaurul mi se pare că e charge. N-o să știm niciodată care e slăbiciunea carnotaurului pentru că a pus bloc. Ok, a vrut să folosească special, ați văzut sclipirile alea pe el. Dar a dat Dinosop și a pierdut rândul. Și acum e mort! Ha! Și acum Carnotaurul s-a întors și nu cred că mai folosește special de data asta, nu? Da. Dar dă destul de mult damage.
Ok. La charge. Haide, fă-l praf, Indominus. Încă una ca asta și e mort. Aparent charge slăbiciunea lui. Ok, are animație de spinozaur, dar... Are animație de spinozaur, dar are o slăbiciune diferită. Bun, elimină-l, fă-l praf, scoate-l de scenă. Boom. Ui! Ei, n-am luat nici măcar a doua medalie, dar nu-i nimic. O să mai trecem o dată pe aici și o să luăm toate cele 3 medalii. Deocamdată am prins 15 gheare. De fapt, gheare, frate, sunt colții, sunt dinți. Nu sunt gheare, sunt dinți. Era în domnul ceva de genul, ce aia? Un avion? Ok, bă, dar sunt foarte supărat, frate. Tiranozaurul costă 6 Dinobucks ca să-i dai speed up. E rar. Mă întreb oare dacă aș face battle stage-ul ăsta. Aș putea să iau 3 medalii. Aș folosi un astroseratop, aș folosi câteva fangs și aș lua niște Dinobucks să-i dau speed lui Rexy ca să folosesc într-o luptă, să vedeți și voi acolo toate atacurile. Are sens ce spun? Are sens ce spun, cred. Ok, special. Cred că mai bine luptam la battle stage 30 pentru că acolo sunt 2 dinozauri. O să mă coste o avere, dar să merită. Nu! Nu o să faci asta. Nu o să faci. Nu-ți permitem. Haide, Juvi. Fă-o pentru noi. Dacă stau și mă gândesc mai bine, cred că trebuia să-l hrănesc. Da, cred că trebuia să-l hrănesc. Stai, ce s-a întâmplat? Am uitat să pun bloc. Am stat pe gânduri, mă gândeam la cât de bine ar fi dacă mi-aș fi hrănit în astosel tapsul. Și am încasat una bună în boss și nu o să mai au 3 medalii. Mă dau bătut. T-Rex renunță, oameni buni. Dar nu cedează, nu lasă lupta, nu părăsește lupta, va lupta în continuare. Tot voi câștiga. Nu voi lua 3 medalii, dar voi pleca cu victoria acasă. Mă mănâncă nasul. Frate, nu mai știu cum să mă îmbrac. E vremea asta napoda rău de tot, oameni buni. Deci ea napoda rău de tot vremea asta. La nave a pus și bloc individual. Adică dimineața e frig, bă, e frig de clănță-i dinții în gură, deci luna trecută, de fapt luna din săptămâna asta, prima luni din săptămâna asta, a fost atât de frig de dimineața, frate, era brumă pe jos, la mine era brumă, deci efectiv era brumă, ieșea burt în gură, erau minus 5 grade mi se pare, minus 2, 3, 4, 5 grade, bă, deci era așa de frig, era cât face să mă elimine fraierul ăsta, dar nu, T-Rex nu renunță, haide, ești mort, come on, haide, jos cu el. Și după masă era atât de cald. Bă, deci mi-am luat haine groase pe mine. Bă, am văzut, mamă, ce frig e. Bă, vin iarna, ce puime. Așa eram, ceva de genul. Mai avea nițel și stătea să ningă. După aia, ce să faci? Apoi, dă-i și bracte gros. Și ce să vezi, după masa hai să mergem înapoi Jurassic. După masa a fost atât de cald că scoteai limba afară. Nu chiar așa, e puțin cam exagerat, dar ați prins și voi ideea, frate. Să schimbă vremea atât de radical, gen. Hai să mai încercăm o dată chestia asta. Avem noroc? Nu, no, n-avem noroc, fie rar. Dar da, să schimbă vremea atât de radical, frate, și nu știi cum să te mai îmbraci. Deci, hai să zice că vine iarna, dude. Dar în fine, noi avem acum, putem să ne încălzim la lumina insulei Nublar aici, alături de noul nostru tiranozaur, oameni buni, și probabil că aici o să închei, de fapt, probabil, aici o să închei și acest episod, fiindcă nu mi-am nimic altceva de prezentat. Știu doar că am suferit o înfrângere umilitoare în turneul ăla. Apare mai sunt 10 zile până să încheie sezonul și o să primești și acolo o mână de Dinobucks, care sunt bineveniți pentru că nu mi-am decât un singur Dinobuck din 300 și ceva pe care i-am avut. Tiranozaurul ăsta m-a costat o avere și m-a dezamăgit. Pot să zic că este o mare dezamăgire și că regret că l-am cumpărat. O să-l vând, chiar asta o să și fac, o să-l vând. Nu sunt nebun la cap să-l vând, Doamne ferește, nu. Până atunci, oameni buni, o să închei și acest episod aici, așa că dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați că nu ați făcut-o și noi o să ne vedem ca de obicei data viitoare. Pa, pa!